Apocalipsa lui Ioan. Capitolul 8. Când a rupt mielul pe cetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat șapte trâmbițe. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna Îngerului Înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi, Îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Îngerul din tâi a sunat din trâmbiță și a venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ. Și a treia parte a pământului a fost ars, și a treia parte din copaci au fost arși, și toată iarba verde a fost arsă. Al doilea înger a sunat din trâmbiță. Și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare. Și a treia parte din mare s-a făcut sânge, și a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viață au murit, și a treia parte din corăbii au pierit. Al treilea înger a sunat din trâmbiță, și a căzut din cer o stea mare care ardea ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema pelin, și a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin. Și mulți oameni au murit din pricina apelor, pentru că fusese răfăcute amare. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță, și a fost lovită a treia parte din soare, și a treia parte din lună, și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei, și noaptea de asemenea. M-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glasare. Vai, vai, vai de locuitorii pământului, din pricina celorlalte sunete de trâmbiță ale celor trei îngeri care au să mai sune!